prezintă Focus. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun găsit la Focus 8. Vă propun pentru început să vedem informațiile dimineții. Val de accidente în ultimele ore pe șoselele din țară. 4 oameni au ajuns de urgență la spital în capitală după ce o auto specială de poliție a lovit o mașină într-o intersecție din sectorul 3. Auto specială circula cu sirena pornită, iar la Ploiești, tot într-o intersecție, o auto specială Smurt, care era în misiune, a fost de asemenea implicată într-un accident. Nu sunt victime, dar salvarea a fost distrusă. Și în județul Giurgiu au fost aseară scene desprinse parcă din filme de acțiune. Un șofer a intrat cu mașina în gardurile a două case, l-a făcut una cu pământul și s-a oprit în zid. Ca prin minune, bărbatul de la volan și cel care stătea pe scaunul din dreapta au scăpat teferi. Iar în județul Suceava, un tir plin cu materiale de construcții s-a răsturnat în mijlocul șoselei. Două persoane au primit îngrijiri medicale la locul accidentului. Vremea închide de astăzi Transalpina și sectoare de drum de pe Transfăgărășan. Tot de astăzi încep lucrările pentru centura Comarnic. Aceste lucrări ar trebui să fie gata exact peste una. Panică în Târgu Mureș după ce un incendiu a izbucnit ieri la una dintre casele de pe strada Sudului. 4 oameni s-au intoxicat cu fum. Iar la Râșnov, în județul Brașov, mai mulți turiști au făcut atac de panică după ce pensiunea în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Schimbăm acum registrul și vorbim despre scandalul în care este implicată Elena Lasconi, primarul din Câmpul Lung Muscel. Biroul Național al USR a luat act de retragere a fostei jurnaliste de pe lista candidaților la europarlamentare. USR spune că o susține în continuare în activitatea la primărie. Elena Lasconi, cap de listă USR la alegerile europarlamentare, a dezvăluit în emisiunea Insider Politic de la Prima TV că a votat da la referendumul pentru familia tradițională din 2018. Și materie nouă în programa școlară, elevii vor putea studia ca disciplină opțională istoria comunității rome. Este anunțul făcut de Marcel Ciolacu la Congresul Partidei Romilor Pro Europa. Premierul crede că istoria romilor este una tragică și spune că a susținut personal inițiativa înființării Muzeului Național de Istorie și Cultura Romilor din România. Lilian Carp și Ion Ceban sunt principalii favoriți pentru primăria orașului Chișinău. Ambii aspiranți la funcția de primar al capitalei Republicii Moldova au remarcat că la scrutinul de ieri a fost o prezență mai mare la vot decât în 2019. După vizita în Israel, Iordania, Cisjordania, Turcia, Antony Blinken, secretarul de stat al SUA, a ajuns într-o vizită surpriză în Irak. Și jaf la Hollywood, Lily Collins, actrița celebră din serialul Emily in Paris, a fost furată de o româncă. Fiica lui Phil Collins susține că a rămas fără verighetă și inelul de logot. Descoperire macabră în județul Botoșani. O mamă și fiica ei de doar 14 ani au fost găsite fără viață într-o casă părăsită. Acolo au ajuns să locuiască după ce femeia s-a certat teribil cu soțul ei. Cei care le-au găsit trupurile s-au îngrozit. Mama era înjunghiată și zăcea lângă trupul fiicei ei. Soțul ei este acum principalul suspect și a fost reținut. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Întreaga suflare a comunei Manoleasa este în stare de șoc. Deja de câteva zile, femeia și fiica ei locuiau în acea casă părăsită. Au fugit de frica soțului și, în altă parte, n-au avut unde să meargă. O vecină care ei s-a făcut milă de ele s-a dus să le ducă ceva de mâncare. În casă era un fum dens și n-a putut intra. L-a chemat pe tatăl femeii să o ajute și cu o lanternă a făcut descoperirea șocantă. Și chiar lângă prag era un chișor. Și eu când am văzut chișorul, el trăgea de chișor, spune, ei, tu, ridică-te tu, sculați-vă tu. Nu răspund, nici al lemn, cred că el o să-mi zic că era lemn chișorul. Ai de mine că-s moarte. Și el spune, e-s moarte. Speriată de descoperire, femeia și-a alertat vecinii care, îngroziți la rândul lor, au anunțat autoritățile. Am pus mâna pe telefon, am sunat la 112, am sunat la poliție, ne-a spus că vine poliția ștefănești să nu lăs pe nimeni să intri în casă. O venit salvarea frumos, la fel s-o duc și îmi spune moarte. Ajunși la locul tragediei, criminaliștii au împânzit zona, au ridicat probe și încearcă să afle ce s-a întâmplat acolo pas cu pas. Cauza a fost declinată către parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani sub aspectul comiterii infracțiunii de omor. Pe de altă parte, sora femeii decedate se gândește că aceasta ar fi putut să recurgă la un gest extrem și să-și ucidă copila și apoi să-și ia viața după o cădere psihică. A intrat într-o depresie cu telefonul, cu nu știu, aici când am stat aici două zile, nu avea semnal și era total schimbată. Păi nu avea liniște, nu avea stare. Ipoteza nu se susține, spun anchetatorii, arma crimei fiind de negăsit. Între timp, soțul femeii și tatăl fetei de 14 ani a devenit primul suspect. A fost reținut și dus la audieri. Știu de copile, se jucau cu fata mea.
Și cum erau ele? Erau... Fetele liniștite, nu... Deci nu făceau probleme. Cum erau ca femei? Cum le știați? Cuminți. Mânștoare. Păcat, da. Anchetatorii cred că fumul dens din casă arată că cineva a vrut să dea foc locului pentru a ascunde urmele crimei săvârșite. Fenomen rar și spectaculos aseară pe cerul României. Cerul s-a înroșit deodată, oferind un adevărat spectacol de culoare în zona de sud a județului Brăila, dar și în Arad, Timiș, Bihor, Cluj, Caraș-Severin, Giurgiu, Ialomița, București sau Tulcea, potrivit Astroinfo. Astfel de fenomene apar în mod normal în țările nordice. Tocmai de aceea specialiștii cred că cel mai probabil a fost vorba de o explozie solară mult mai puternică decât de obicei, care a coborât foarte mult și, asociată cu apusul de soare, a creat aceste culori unice pe cerul nostru. Evident, este luată în calcul și apariția aurorei boreale, însă șansele sunt mici, spun unii. Aurorele boreale roșii sunt produse de particule de oxigen aflate la înălțimi de peste 320 de kilometri. Și aceste imagini cu cerul roșu pe care tocmai l-ați văzut au inundat rețelele sociale aseară. Aurora boreală s-a văzut pe tot teritoriul României, cum spuneam. Dacă ne orientăm după locurile în care au fost făcute pozele, și v-am spus, vorbim despre Timiș, Bihor, până în est, în Ialomița sau Brăila. Astronomul Adrian Șonca este acum în direct cu noi și ne explică fenomenul de aseară. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce am văzut noi, de fapt, pe cer? S-a văzut aurora boreală, asta s-a văzut și s-a văzut din toată țara. Cei care n-au văzut, n-au văzut pentru că erau nori sau era prea multă lumină în orașele lor. Și nu s-a văzut numai din România, ci s-a văzut din toată Europa, din toată America de Nord, cam de peste tot. Aurora boreală era. Bineînțeles, sunt și câteva fotografii în care se vede doar simplul apus de soare, dar în principiu este aurora boreală roșie, specifică erupțiilor solare puternice în timpul maximului solar. Și are legătură cu ceea ce spuneau unii specialiști pe rețelele sociale, cu faptul că iată s-a combinat cu apusul soarelui și de aici culoarea aceasta roșie? Nu. Culoarea roșie este dată doar de ceea ce vine de la soare, nu are legătură cu apusul. Practic, aurora s-a văzut la vreo 2 ore după ce a apus soarele. Și la ora aceea nu mai avem lumină de dată de soarele aflat sub orizont. Practic, ieri și alaltă, două erupții foarte mari plecate de pe soare acum câteva zile au lovit câmpul magnetic al Pământului. Și câmpul magnetic s-a deformat și a permis intrarea materiei aruncată în spațiu de erupțiile cele două la latitudini mai joase, adică România, Grecia, mă rog, Texas, ceva de genul ăsta. Și de asta s-a văzut aurora chiar și de la noi. Este ceva binecunoscut, nu prea se întâmplă să se vadă de aici, de la noi. De exemplu, ultima oară s-a văzut în 2015, dar nu este un fenomen deosebit. Pur și simplu ceva frumos, spectaculos, special. Și în 2015, că tot ați amintit despre fenomenul de atunci, a fost la aceeași intensitate ca cea de aseară? Nu. Acum a fost o intensitate destul de mare, poate prima oară în istorie, cel puțin ultimii 50 de ani, când se vede așa ceva de intens de pe cerul României. Domnule Șonca, mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Piețele sunt pline, clienții se înghesuie, dar sacoșele sunt aproape goale. Totul este rezultatul inflației și a creșterilor mari de prețuri. Românii își limitează bugetul, listele de cumpărături sunt sărăcăcioase și cuprind doar strictul necesar. De pofte, nu se prea pune problema. Banii sunt numărați leu cu leu în aproape toate portofelele. Faptul că a scăzut puterea de cumpărare afectează și pe comercianți. Vând mai puțin, iar costurile de producție sunt mai ridicate. Cumpărați mai puțin în ultimul timp? O, da, și în primul rând sunt cumpărate. Dacă eu îmi cumpăr 2 roșii, nu mai mult, da, cumpăr un ardei. Iar asta este, din păcate, realitatea multor români în anul 2023. Puterea de cumpărare a scăzut drastic, iar în cazul multor oameni, banii nu ajung de la o lună la alta. Ce ați venit să cumpărați astăzi? De toate și nimic. Păi cum așa? Eu, dacă nu mi-ar face copiii mei, eu mă plimb acum, și dacă nu mi-ar face ei toate cumpărăturile, n-ar fi bine. Veniți des la piață? Da, cam
O dată pe săptămână. Ați început să vă limitați bugetul când veniți abia? Bineînțeles, suntem pensionari și... Cât de mult ați tăiat din buget? La un moment dat se termină pensia și atunci începe economiile. Vă descurcați greu? La limită. Cum vă descurcați așa în ultimul an cu cumpărăturile? Așa. Salariile mai mici, prețurile mari. Asta este. Listele de cumpărături s-au modificat drastic. În foarte multe cazuri, oamenii ajung acasă poate nici cu jumătate din ceea ce cumpărau în urmă cu un an sau doi. Alegem după preț, după... Cantitate mai mică? Mai mică, da. Mai mică, da. Venim odată la două săptămâni la piață. Veniți mai rar, practic. Rar, da. Da. Mi-au... necesar. Ați simțit mai mult ca niciodată că v-a scăzut puterea de cumpărare? Da, sigur că da. Înainte luam 5 kg de pere, acum iau 2. Am luat o varză acum cu 3 lei. Deci, la timpul ăsta era un leu și mai puțin. Cât cumpărați înainte și cât cumpărați? 12 verze, acum am cumpărat jumătate. Chiar dacă veniturile au crescut, inflația a fost mult mai ridicată, iar majorările nu au acoperit din pierderea puterii de cumpărare. Pensionarii sunt cei mai afectați. Văd că vă uitați așa, dintr-o parte în alta. Da, mă uit pentru că s-au mărit prețurile deja. De exemplu, vasolul 16 lei, era mai ieftin. Cumpărați mai puțin? Absolut, absolut. Sigur că da, acum vroiam să iau niște cașcaval la fumat. Am uitat 55 de lei kilogramul, mi s-a părut. Ați renunțat, probabil, nu? Da. Deși rata inflației este în scădere și a ajuns în luna septembrie la 8,8%, iată că prețul alimentelor totuși crește. De exemplu, cartofii s-au scumpit cu aproximativ 6% față de luna august, iar în creșteri de prețuri s-au înregistrat și la alte legume, la conserve din legume, dar și la pește sau fructe. Inflația mare și scăderea puterii de cumpărare afectează serios și pe comercianți. Se plâng că vânzările au scăzut drastic, iar cheltuielile sunt tot mai mari. Cum merg vânzările, doamnă? Foarte prost. De ce? Nu sunt cumpărători. Marfa este multă, timpul a fost cald. Cu cât v-au scăzut așa vânzările, să zicem, față de anul trecut? Aveți așa un procentaj? Aproximativ, nu știu să vă spun exact. Da, 30%, 40%, da. Vânzările au mai scăzut comparativ cu anii trecuți, dar totuși, ce să zicem, oamenii la ce vremuri sunt, vin și mai cumpără de la piață. Ne înțelegem ca la piață, adică sunt și o maleabilă, mai las acolo ceva din preț ca să fie toată lumea mulțumită. Cu toate că costurile la întreținerea și la producerea fructelor s-au mărit. Oamenii au început să se limiteze la cumpărături în ultima perioadă. Mulți dintre ei încearcă să găsească soluții ca legumele și fructele lor să nu mai ajungă la gunoi. Multe se transformă în murături sau suc, după caz. Poate așa reușesc să mai acopere din pierderi. Ne aliniem cu restul lumii în lupta împotriva răspândirii virusului pestei porcine africane. Porcii crescuți în propria gospodărie nu mai pot fi vânduți de Crăciun și nici carnea lor. Cel puțin asta prevăd normele privind aplicarea legii porcului emise de ANSVSA. Mai mult, toți porcii crescuți în gospodăriile românești pentru consumul familial trebuie declarați la primărie în registrul agricol. În România se taie în luna decembrie aproximativ 1 milion de porci, atât în ferme comerciale cât și în gospodării. Anual, țara noastră crește circa 3,5 milioane de porci, conform statisticilor naționale, iar de Crăciun taie aproximativ 30% din efectiv. Vă reamintim faptul că România este dependentă de importul de carne de porc. În prezent, 80% din necesarul de consum vine din afară, la preț dublu. Efectele negative ale noului pachet fiscal își fac deja simțită prezența. Mai multe bănci din România vor mări comisioanele după ce guvernul a decis suprataxarea cu 2% din cifra de afaceri, dar și limitarea tranzacțiilor cu numerar. Cele mai afectate sunt companiile, iar specialiștii avertizează că aceste modificări se vor reflecta în creșterea prețurilor. Cel puțin două dintre cele mai importante bănci din țară au anunțat că vor crește comisioanele atât la transferuri inter- și intrabancare, cât și la retragerea sau depunerea de numerar. Pentru una dintre instituții, modificările vor intra în vigoare de la începutul anului nou. Sunt vizate, în general, comisioanele operațiunilor făcute la ghișeul băncii, iar creșterile comisioanelor sunt cuprinse între 50 și 100% față de cele operate la momentul actual. De ce le măresc? Probabil că nu mai au suficienți bani ca să se susțină. Cauzele cu siguranță sunt, este modificarea legii privind plățile numerar. Bineînțeles că
noi plăti absolut tot. Tot ce fac. O altă bancă va aplica scumpirea începând cu data de 1 martie 2024. De data aceasta, pe lângă creșterea comisioanelor la operațiunile efectuate la ghișeu, apar și taxe noi pentru internet banking sau încasările provenite de la alte bănci. În momentul în care restrângi plățile cash, forțând astfel plățile cu cardul sau prin bancă, practic le comisionezi. Adică, practic, crești rolul comisioanelor bancare în costul final al mărfurilor. Instituțiile care vor câștiga, vor profita de urma acestei situații sunt băncile și procesatorii de plăți cu cardul. Comisioanele bancare se vor schimba și pentru persoanele juridice. Unele vor crește chiar și de 5 ori, așa cum este cazul internet bankingului, pentru care acum firmele plătesc 5 lei. De la începutul anului viitor, prețul va ajunge la 25 de lei. Cei mai afectați vor fi micii comercianți. E clar că au găsit oportunitatea că în momentul ăsta, dacă sunt numai una, două sau trei bănci care mai lucrează cu numerar, să crească și comisioanele la încasare. Nu e normal. Specialiștii anunță că măsura îi va afecta pe toți, fie că folosesc cardul, fie că nu. Comercianții vor transfera comisioanele în prețul final. Comerciantul care este forțat la rândul lui să plătească doar cu cardul pentru marfa pe care o cumpără, va avea costuri de suportat, costurile transferurilor bancare, costurile comisioanelor. Și atunci el va transfera aceste cheltuieli în prețuri. Deci oamenii vor plăti prețuri mai mari. Asta este efectul economic. Tot în prețurile vor regăsi. Tot în buzunarul clientului. Tot într-o inflație galopantă, din păcate. Pachetul de modificări fiscale a intrat în vigoare într-o încercare disperată a statului de a limita deficitul bugetar de la cel mult 5,5% din produsul intern brut. România fură din nou startul la reduceri. Deja multe magazine au tăiat din prețuri, iar începând de astăzi, unul dintre cei mai mari retailer online de modă din țara noastră a deschis campania de Black Friday. Cu detalii vine colega mea, Ana Maria Maxim. Bună dimineața, Ana! Irina, bun găsit tuturor. România fură startul de două ori. Și de ce spun asta? Pentru că în Statele Unite ale Americii, de unde provine Black Friday, Black Friday, ziua cumpărăturilor, va fi în ultima zi din luna noiembrie. La noi Black Friday a fost stabilită anul acesta pentru ziua de 13 noiembrie, numai că multe magazine au început deja de vinerea trecută, au dat drumul la reduceri. Și așa cum spuneai și tu, în această dimineață, un mare retailer de modă a început Black Friday, se laudă cu reduceri de până la 80%. Atenție însă, dacă vreți să aflați dacă reducerile sunt sau nu într-adevăr reale, este într-adevăr cel mai mic preț din ultima perioadă, puteți afla acest lucru foarte simplu. Sunt mai multe site-uri pe internet unde puteți afla prețurile din ultimul an la toate produsele. Trebuie doar să introduceți un link cu acel produs și aflați care au fost prețurile în ultimul an. Și vă spuneam că alții retaileri au început încă de vinerea trecută reducerile, au dat startul la Black Friday, este însă doar așa o încălzire. Vorbim de reduceri de 10, 15, 20%. Marile reduceri ar trebui să fie vinerea aceasta, dar, cum vă spuneam, să stați cu ochii și pe site-urile unde puteți verifica dacă reducerile sunt într-adevăr reale. Anul trecut, cel mai mare retailer din România a avut vânzări de, atenție, 644 de milioane de lei și cele mai mari vânzări n-au fost, așa cum ați crede, poate la electronice, la telefoane, ci la categoria băcănie, băutură și pet shop. Pe locul 2 au fost produsele din categoria copii și jucării, iar pe locul 3 produsele din categoria cosmetice și parfumuri. Rămâne să vedem ce vânzări vor fi în acest an de Black Friday, pentru că, așa cum spuneam, se apropie. Irina? Profesorii care fac meditații cu elevii de la clasă vor fi cercetați disciplinar potrivit noii legi a educației. Toți cei peste 240.000 de dascăli din școlile din România ar trebui să depună o declarație de interese pe proprie răspundere în care să spună ce meditații fac și cu ce elevi. Proiectul a fost pus în dezbatere publică de către Ministerul Educației și dezbatem și noi subiectul și încercăm să aflăm dacă Ministerul va reuși să pună cruce nefiscalizării cu domnul Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență! Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Cristache, pentru început, interdicția ca profesorii să facă meditații contra cost cu elevii de la clasă este totuși în vigoare din 2017, dacă nu mă înșel, și e cuprinsă în codul etic al profesorului, al personalului didactic, da, de la fiecare școală. Acum ce e nou?
Nu este nimic nou, doar că se încearcă o presiune suplimentară în sensul în care, exact cum și dumneavoastră a spus, avem un cod de etică din 2017 care nu este respectat de către profesori. Sigur că este neplăcut să dai o declarație pe proprie răspundere, pentru că aici se ajunge să dai o declarație pe proprie răspundere prin care îți asumi în plus față de codul de etică că nu încalci legislația, ceea ce nu este în regulă în sensul în care codul de etică trebuia să fie suficient. Există această unitate de breazlă la nivelul fiecărei unități de învățământ, în sensul în care dacă un părinte reclamă că există constrângere astfel încât să faci meditație cu profesorul de la clasă, pentru că despre asta vorbim până la urmă, de constrângere și nu de o activitate de meditație cu profesorul de la clasă, în sensul în care vrei să faci performanță, să admiți la facultățile din top 5 la nivel național sau că îți dorești într-adevăr... Pentru că e important să punctăm asta. Vrem să stopăm constrângerea, adică acei profesori care se prezintă în fața elevilor, în fața părinților și spun dacă vrei să treci clasa, faci meditații cu mine, da? Să nu-i băgăm pe toți în aceeași oală. Da, da, fără discuție. Deci nu generalizăm. Sunt profesori care fie se duc la clasă și nu predau în sensul în care, într-adevăr, să nu fie problemă la nivel de teste scrise sau evaluare orală pentru fiecare elev din acea clasă, sau la începutul anului școlar se dau niște teste inițiale cu subiecte de nivel peste mediu și mulți dintre elevii care știau că au note mari ajung undeva în intervalul 4, 5, 6 și 7. Familia se sperie, se duce la profesor și discută și acesta îi propune, bineînțeles, să facă meditație cu profesorul de la, cu profesorul de la clasă, cu el. Problema care se pune este în sensul în care vă spuneam și eu mai devreme. Doar la constrângere, noi ca federație ne-am raportat atunci în 2017 când am reușit să interzicem acest lucru prin codul de etică, pentru că altfel nu are nimeni nimic împotrivă să faci meditație cu profesorul de la clasă dacă faci performanță, cum vă spuneam mai devreme. Și dacă într-adevăr prin acel profesor îți asigur continuitatea actului pedagogic de la nivelul formațiunii de studiu. Dar, din păcate, sunt foarte multe situații prin care părinții își cumpără liniștea și notele de la clasă, asigurându-se că prin meditația cu profesorul de la clasă nu vor mai fi probleme de-a lungul anului școlar și, până la urmă, tot părinții sunt cei care se vor păcăli, pentru că sunt foarte multe situații în care notele de la clasă, eu știu, la finalul anului școlar sunt de 7, 8, 9, 10 și atunci când te duci în examene naționale, constați că există o diferență de cel puțin 4 Bun, puncte. Bun, domnule Cristache, ați specificat faptul, da, nu are nimeni nimic împotriva meditațiilor dacă se fac pentru performanță. Și atunci, de ce să dăm această declarație de interese cu rubrică specială pentru meditații? Profesorul trebuie să scrie acolo numele elevului cu care face meditații, școala de unde provine. De ce mai e cazul să se întâmple asta? Și de asemenea să-mi spuneți cine verifică profesorul? Cine verifică dacă e adevărat sau nu ce declară? Asta vă spuneam și eu, că această declarație cu care noi am fost de acord în legislație nu va ajuta, pentru că, exact cum vă spuneam, există o legislație, avem un cod de etică, un act subsecvent, legea educației naționale din acel moment. Da? Nu va fi controlată nimeni, pentru că există o unitate de breazdă. Până nu ne interesează partea de fiscalizare. Acolo sunt alte instituții care trebuie să-și facă datoria. Nu este treaba noastră ca federație să stăm în coata unui profesor să-l întrebăm dacă a plătit taxe și impozite. Nu, până nu ne interesează că acel profesor care vine la clasă să-și facă datoria, să predea, astfel încât să vină în sprijinul copiilor și, într-adevăr, acolo unde sunt situații repetate, acolo unde părinții se duc și reclamă pentru că au frică să facă acest lucru, dar cei care sunt și au curajul să meargă către conducerea unității de învățământ, să facă o comisie și să constate, într-adevăr, că la nivelul unei formațiuni de studiu, la nivelul acelei clase, sunt profesori care, într-adevăr, predau astfel încât să constrângă elevul să vină la meditație. Perfect. Și pe final vreau să vă întreb foarte scurt. Există o formă finală a acestei declarații? Ați văzut-o? Doar ce a fost până acum în dezbatere, trebuie să intre în vigoare cu noiembrie, dar, repet, deși îmi doresc să existe, eu știu, o soluție finală, nu cred că vom ajunge la nicio soluție finală, în sensul în care va fi doar o declarație în plus și nimic altceva. Mulțumesc tare mult, domnule Cristache, pentru intervenție. Așadar, iată, apare această declarație pe proprie răspundere. În ultimele zile am văzut valuri de proteste în mediul online din partea profesorilor care se simt controlați. Urmărim subiectul.
Statele Unite și ONU cer de urgență o pauză umanitară în Gaza, unde aproape 10.000 de oameni au murit în războiul Israelului cu Hamas. Cel puțin 30.000 de civili, mai ales copii și femei, au fost uciși într-un al treilea atac al armatei israeliene asupra unei tabere de refugiați. În tot acest timp, mii de oameni, inclusiv români, așteaptă cu sufletul la gură la frontiera Rafah să iasă din fâșia Gaza. Întâlnirea din Iordania a fost una presărată cu tensiuni. Ceea ce se întâmplă acum în fâșia Gaza îngrozește, iar încetarea focului cerută de toată lumea este imposibilă, în opinia secretarului american Anthony Blinken. A ceasefire now would simply leave Hamas in place, able to regroup and repeat what it did on October 7th. Not a single one of the countries represented here or that met together today, or for that matter, pretty much any country in the world, and simply accept the slaughter of its citizens and do nothing about it. Fâșia Gaza este sub asediu, iar ținte sunt teroriștii. Anthony Blinken a propus o pauză umanitară care să permită intrarea în enclavă a ajutoarelor umanitare, dar și evacuarea populației. Imposibil însă, premierul israelian refuză orice armistițiu care nu include eliberarea ostaticilor. O presiune enormă care poate schimba soarta acestui război vine și din Liban. Cofondatorul Hezbollah îl acuză pe liderul suprem al Iranului de trădare pentru că nu a atacat Israelul. În fâșia Gaza, bombardamentele continuă zi și noapte. Cel puțin 47 de oameni au murit și aproximativ 100 au fost răniți după un atac asupra taberei de refugiați al Maghazi. Imagini de la fața locului arată civilii care caută victime printre dărâmături. Cu mâinile goale, mută cărămizi, bucată cu bucată, în speranța că își vor găsi rudele. كل اولاده ومرته كلهم طلعوا على المستشفى مش الا على طول الليل وانا قاعد بنعزل انا والشباب يطلع الشباب الشهداء اطفال لحم مزع اطفال والله طلعناهم من هنا ومن هنا ومن هنا طلعناهم من الليل. Potrivit Semilunii Roșii, palestiniene au fost bombardamente intense și în jurul spitalului Al-Quds. Cel puțin 21 de oameni au fost răniți. Ofensiva la sol este și ea în plină desfășurare. Armata israeliană a permis reporterilor Sky News să intre în enclavă pentru a putea vedea îndeaproape luptele terestre. We're in the center of Gaza. You can see Gaza City is just over there. You can hear maybe gunfire. We've been told by Israeli soldiers that they've seen some suspicious individuals and they're firing on them. Peste tot sunt urme ale distrugerilor. Nici o clădire nu a mai rămas în picioare, iar militarii israelieni spun că țintesc tunelurile teroriștilor. We go to Serge Paterno in the east section over there. We find two tunnels. And now we're going to destroy them. Armata israeliană avansează cu tancurile în enclavă, iar soldații trag în țintele Hamas. Mefagdei gdudim shel irgun ha-terror Hamas kvar chuslu gdud netuya. Anachnu nagia lekulam leshersheret ha-pikud velamchablim shebashetach. De cealaltă parte, teroriștii au ca țintă tancurile israeliene. Potrivit Hamas, 10 ar fi fost distruse. Civilii din Gaza au fost lăsați să migreze din nordul enclavei până în sud, potrivit IDF, iar prin punctul de trecere Rafah spre Egipt nimeni nu mai are acces, după ce Israelul a refuzat evacuarea unor palestinieni răniți. Cei aflați în Egipt se gândesc cu groază la familiile lor, aflate în mijlocul bombardamentelor. My children went to the Rafah border last Tuesday, but Israel bombed the crossing and they were injured. It's a disaster over there. When Israel cuts communications with no internet and I can't reach them, I keep wondering if they're still alive. Mii de oameni așteaptă în continuare evacuarea din enclavă. Aproximativ 300.000 au fost strămutați în interiorul Gaza, iar bilanțul celor morți a ajuns la 9.500. It's a disaster over there. Elena Lasconi s-a retras de pe lista USR pentru alegerile europarlamentare după ce a declarat în cadrul emisiunii Insider Politic că a votat pentru familia tradițională la referendumul din 2018. Primarul orașului Câmpul Lung deschidea lista partidului pentru alegerile ce vor avea loc în iunie anul viitor. Declarația Elenei Lasconi nu a fost taxată dur doar în interiorul partidului, ci chiar și de fiica sa.
Elena Lasconi a fost invitată de Sebastian Zachman în ediția din această sâmbătă a emisiunii Insider Politic, unde a declarat că în percepția ei familia trebuie să fie una tradițională. În plus, la referendumul pentru familie, inițiat în 2018 de fostul lider PSD Liviu Dragnea, politicianul a afirmat că votul ei a fost pentru. Eu sunt creștină, sunt ortodoxă și, din punctul meu de vedere, consider că familia este formată dintr-o femeie și un bărbat. Ați fost la referendumul pentru familie? Pentru familia tradițională? Da. Și ați votat pentru familia tradițională? Da. Declarația sa a făcut vâlvă în partid și a fost convocat Biroul Național. Ulterior, Elena Lasconi a anunțat că se retrage de pe lista pentru alegerile europarlamentare din iunie anul viitor. Declarațiile făcute în exclusivitate la Prima TV au fost puternic taxate public, inclusiv de fiica acesteia pe o rețea de socializare. Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Însă sunt șocată să aud că a votat da pentru modificarea Constituției într-un mod jegos și discriminatoriu. Atunci, referendumul pentru familie a eșuat după ce doar 21,10% din persoanele înscrise pe listele electorale s-au prezentat la vot. Tot în cadrul Insider Politic, primarul orașului Câmpulung a spus că doi politicieni PNL au încercat să o convingă să se transfere de la USR la liberali. De la PNL au venit să mă racoleze și au spus că dacă vreau să văd buna lor credință, să o să deblocheze bulevardul, niște interlopi politici, din punctul meu de vedere. Cine au fost? Nu puteți să le dați numele? Ba da, bineînțeles. Benoni Ardelean și el a venit împreună cu domnul Rușanu. Ce și le-ați spus în fața unei astfel de oferte? I-am spus că le-aș face un compliment dacă le-aș spune că sunt mafioți. Sunt doar niște interlopi. Elena Lasconi a câștigat cu aproape 57% din totalul voturilor postul de primar la alegerile locale din 2020, cu peste 30% avans față de locul secund, candidatul Partidului Social Democrat. Adepți în mediul online, însă azi vă prezentăm cazul unui bărbat care, după ce a fost exclus din monahism, a dat lovitura pe TikTok. Strânge bani și spune că îi va pune la temelia propriei mănăstiri. Ba chiar în descrierea profilului are trecut și contul de Revolut. Cel mai apreciat clip al părintelui Petru, cu peste 1 milion de vizualizări, e unul în care dă peste cap punctajul unui aparat de dat cu pumnul într-un parc de distracții. Haideți să-l vedem și noi. Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, a declarat că expunerea preoților pe rețelele de socializare implică riscuri. România riscă să rămână fără lupi. Un studiu realizat de Conservation Carpathia în Carpații Meridionale atrage atenția asupra faptului că, pentru prima dată în țara noastră, a fost confirmată prezența hibridizării între lup și câini, un pericol care poate duce la declinul speciei. În acest moment, estimările oficiale arată că populația de lup din România numără aproximativ 3.000 de exemplare, însă densitatea este cu mult mai mică decât cea din munții Apeni din Italia sau din Parcul Național Yellowstone din Statele Unite ale Americii. Studiul a debutat în 2017 și, timp de 3 ierni consecutive, s-au colectat probe de ADN. Acum cercetătorii își propun să afle cât de amplu este acest fenomen. Iar de pe site-ul hope.ro aflăm că România mai are un produs introdus în registrul indicațiilor geografice protejate, pe lângă cele 1661 de produse alimentare existente deja pe această listă. Și iată, Comisia Europeană a aprobat adăugarea preparatului românesc din carne de porc afumată, numit salinate de turda. Este vorba așadar de un produs afumat și uscat din carne de porc, obținut din ceafă, cotlet, piept și pulpă de porc. Toate aceste componente sunt sărate în saramură naturală, combinate cu un amestec de condimente, zaharuri și culturi lactice, maturate timp de 5-7 zile, afumate cu lemn de esență tare și supuse apoi unui proces de maturare-uscare timp de 28 de zile.
Lilian Carp și Ion Ceban merg în turul 2 în alegerile pentru primăria Chișinău. Ceban, primarul suspendat al capitalei Republicii Moldova, candidează, iată, pentru încă un mandat din partea partidului pe care îl conduce, Mișcarea Alternativă Națională. Ambii aspiranți la funcția de primar general au declarat că la scrutinul de ieri a fost o prezență mai mare la vot decât în 2019. Publicitatea acum, dar revenim imediat cu date din sport și meteo. Rămâneți cu noi! Am revenit, doamnelor și domnilor. V-ați întrebat vreodată cât de dezvoltată este imaginația unui șobolan? Ei bine, cu ajutorul realității virtuale, oamenii de știință de la Institutul de Cercetare Medicală Howard au testat memoria și orientarea în spațiu a rozătoarelor. Iar concluzia este că șobolanii sunt capabili să-și închipuie scenarii, ba chiar își imaginează locuri din mediul înconjurător fără a merge acolo. Ca și în cazul oamenilor, anumite modele de activitate neuronală sunt activate la nivelul hipocampului, o componentă majoră a creierului, prezent la toate vertebratele. Șobolanii își pot controla activitatea hipocampului cu precizie și flexibilitate asemeni oamenilor. De la sport trecem la meteo. Haideți să vedem cum va fi vremea. Va ploua în vestul și nord-vestul Europei și aici menționez câteva orașe: Paris, Londra, Dublin și Oslo. În nordul continentului vor fi și lapoviță și ninsori. Temperaturile nu se modifică simțitor față de ieri. Astăzi vremea se anunță caldă, cu maxime între 12 și 24 de grade Celsius. Va ploua slab în Banat, Maramureș, Crișana și Transilvania. Vântul va continua să fie puternic în zona înaltă și va avea rafale de peste 80-90 de kilometri la oră, iar în restul țării se va simți la viteze mai mici. În capitală, vremea va fi însorită și vom avea o temperatură maximă în jur de 23 de grade Celsius, dar o să bată vântul. Mâine se potolește, dar se va înnora. Temperatura însă se menține ridicată. Miercuri vin ploile, scad și temperaturile până spre 19 grade. La munte va fi înnorat în prima parte a zilei în Carpații Occidentali și Orientali, iar noaptea în masivele nord-vestice va ploua. La Iași, săptămâna începe cu soare și 18 grade la amiază. Mâine vremea se menține însorită, temperatura mai câștigă un grad. De miercuri, vremea devine schimbătoare. Va fi înnorat și va ploua. La Timișoara, ploi astăzi, încă de dimineață. După prânz, un șanse să iasă soarele. 19 grade mâine și sunt posibile ploi slabe abia spre seară. Miercuri, vremea redevine capricioasă. Cerul va fi mai mult acoperit și va ploua. La Cluj, temperatura va urca până pe la 15 grade. Pe parcursul zilei vor fi perioade când cu soare, când mai înnorat. Mâine, vremea se menține asemănătoare cu cea de astăzi, dar miercuri vin ploile și soarele nu o să iasă din nori. În câteva momente, Georgia Pietreanu vă așteaptă pe Prima News cu 3 ore de știri și dezbateri. Bună dimineața, Georgia, despre ce vorbiți azi? Bună dimineața, Irina, bună dimineața tuturor. Secretarul de State Antony Blinken a făcut mai multe vizite în Orientul Mijlociu. S-a văzut mai întâi cu premierul Netanyahu în Israel, apoi a plecat la Amman, unde s-a întâlnit cu oficiali din lumea arabă. A urmat o vizită neanunțată în Cisjordania cu Mahmoud Abbas, apoi Irak, iar astăzi este așteptată întâlnirea cu președintele Turciei. 10.000 de protestatari s-au adunat în fața Casei Albe și au cerut încetarea bombardamentelor, iar în fața bazei NATO din Turcia. Sute de manifestanți pro-palestinieni au încercat să intre cu forța. Mulțimea a fost dispersată cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Revenim în țară, Elena Lasconi a fost retrasă de pe lista de la europarlamentare după scandalul iscat în urma dezvăluirilor din emisiunea Insider Politic de la Prima TV. Primarul a spus că a votat da la referendumul pentru familia tradițională din 2018. Cu toate acestea, dar și cu alte informații, vă aștept la nou fix pe Prima News. Mulțumim, Georgia. Doamnelor și domnilor, focus se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea pe site-ul primanews.ro. Dar și pe pagina de Facebook, știrile Focus. Rămâneți pe Prima TV, Livia Graur vă așteaptă la Focus 14, iar noi ne revedem mâine dimineața la ora 8. O zi excelentă să aveți! Program disponível.